Cea mai steață, domnilor, cea mai inteligentă dintre toate. A răspuns cel mai bine testelor de cultură generală. Sunt trei domenii rămase, amante celebre, secretele Mariei, asasinate. Iar o să încercați să găsiți calea de mijloc. Cine alege, cine nu alege. Alege el și răspund eu. Hai să o chemăm pe Blonda! Blonda Supremă! Trei domenii rămase! Ana Maria Sărbuna, amante celebre, domnilor, secretele Mariei sau asasinate, la ce nu se pricepe fata asta, da? Care e analist executiv? Uite, amante celebre. Ați luat dumneavoastră domeniul, nu la... Da. Amante celebre. Domnilor, ce rege se spune că i-a dăruit Miței Biciclista, o știți pe Mița Biciclista, i-a dorit o casă în Piața Amzei. Dar ce treabă are asta cu amante celebre? Patru variante. Carol I, Carol al II-lea Ferdinand sau Manuel al Portugaliei. Mița Biciclista, Ana domnilor. Maria n-a auzit de Mița Biciclista, îi spun eu în câteva cuvinte. Auzit și de Mița Biciclista, Ana Maria? A fost de auzit, un... am auzit toți. Da, un personaj foarte cunoscut la începutul anilor 1900. Prima femeie din România care a mers pe bicicletă. Mița calea, Biciclista a mers prima dată cu bicicleta în România? Da, da, a scos șaua. Și a scos șaua. O chema Maria Mihăiescu, de fapt, numele ei real. Născută în 1885. Și Ferdinand i-a dăruit o casă care se află și acum. Iertați-mă, dar ce era Mița Biciclista? Era o amantă celebră printre iubiții ei, personaje precum Nicolae Grigorescu. Nu cred. Octavian Grigorescu, Goga. Pictorul? Da. A avut bucurii la Mița Biciclista, pictorul? Da. Și la altele, da. Și regele Ferdinand i-a făcut cadou o casă care dar se află și el acum, cu ea. Și a dat o casă. Da, se află și acum pe strada. Doar pentru că Biserica Amzei la numărul 9 și este un monument arhitectural de stil baroc această casă. Ea era fiica unei spălătorese care lucra în casa unui instalator neam, ceva de genul ăsta. Unii zic că era făcută cu acel neamț. Dar ce frumusețe putea să fie. Era frumoasă, era minionă, cam 1,60 m, ochii verzi băteau în albaștri, vorba lui Ion Băieșu în Tanța și Costel. Și era fâșneață, ce se mai zăpăcit de cap mulți oameni, capete coronate. Incredibil. A trăit printre alții cu Leopold al Belgiei, cu, cu acest Manuel al Portugaliei, care a cerut-o și de nevastă. Adică a fost una dintre femeile, dintre româncele care au făcut domnul Vadim, iertați-mă, pe, pe curva asta, a cerut-o regele în... Domnule, nu pot, era un fel de Lola Montez, Lola, care era o irlandeză, dar avea nume de scenă spaniol, o Lola Montez a României, era frumoasă foc, să știi. Dar era o curtezană, dar nu? Știi cine? Da, și a botezat-o așa un ziarist Mița, cu mult spirit, umorist în felul lui, George Ranetti, dacă nu mă înșel, s-a născut în 1875. Are și el pe lângă liceul Sfântul Sava, unde am făcut eu o casă memorială cu placă de marmură. Și pentru că n-a vrut să se culce și cu el, a botezat și cu el, Mița Biciclista, da. Iertați-mă, concluzia e că prima femeie care a umblat cu o bicicletă în România a fost o curvă? Bă, nu mai vorbi așa, că îți dau una cu mănușa lui Dorofei. Bine, nu mai vorbesc. Perfect. Mița Biciclista. A fost o curtezană? Asta e altceva, da. A fost o prima femeie cu bicicletă a fost o curtezană? Era și un cântec în copilăria noastră cu Ana Mița Biciclista. A căzut și și-a Batista! Batista! De Batista, bă, vorbeam. Uite, Batista. În dreapta ridicată, Mița Biciclista i-a dăruit o curtezană. Are dreptate, domnul Țopescu, să vorbim... Ferdinand. Absoluto. O casă. I-a dat o casă. O casă cu două corpuri. Era o casă boierească în stil neogrecesc. O vede și acum. Doar pentru că... Da. Doamne, gentil și te mai miri că Regina Maria îl înșela și ea pe Ferdinand, nu? Băi, el era cu Mița Biciclista. Era o Ana Maria, competiție acolo. Răspunsul tău greșit dublează suma noastră de 7200. Dă-ne răspunsul, Ana Maria. Mița Biciclista, prima femeie din România care a umblat cu bicicletă, a fost o curtezană, domnul Țopescu. Hai să vorbim, o curtezană. Da. Una din cele mai cunoscute curtezane din România, Mița Biciclista, Ana Maria. Hai, runda a doua, o să ne cernim de ea, runda a doua. 7200, Vadim Tudor Cristian Țopescu.